Salut, sunt Marcel Filipaș, mă aflu în Elstri, cobor înspre Egioar și acum o să filmez câteva sensuri giratorii foarte importante care țin de rutele de examen din Borovud și din Mill Hill, prin care examinatorii merg cu elevii. Așa, deci procedez cum am procedat în filmulețele din zilele trecute. O să zic în limba engleză ceea ce o să zică ție examinatorul și o să zic în limba română ceea ce fac eu, da? Deci roundabout left. Verific interior stânga, piciorul este pe frână, selectez dreapta 2, m-am asigurat în dreapta, este liber, am plecat. Next run, vedem acum semnul cu limită națională de viteză, da? Semnul alb cu dungă neagră pe diagonală, da? National speed limit applies. Și acum, roundabout straight ahead, second exit. Mă poziționez pe stânga, asta este regula generală, dacă merg înainte. Stau pe stânga, aici mare atenție, cum fac? Fac o buclă pe stânga, sunt foarte atent în oglinda din dreapta și pe geamul din dreapta, pentru că mașina din dreapta mea, da, stă pe banda 2 pentru a merge înainte. Deci, dacă mă apropii de un sens giratoriu și sensul girat, banda pe care o mă aflu, de exemplu, banda din stânga, nu are niciun marcaj. Obligatoriu trebuie să stau pe stânga pentru a merge înainte, adică la ora 12, cei până în ora 12 sau ce este la ora 12, da? Deci dacă ieșirea mea nu este trecută de ora 12, consider că este înainte. Aici am văzut limita de viteză este 40 de mile pe oră, nu ar fi chiar safe să mă duc cu 40 pe aici, am 34-35 de mile pe oră. Văd mașina din fața mea, Tesla, că a ieșit în față, am redus, da, am verificat oglinzile și am redus puțin din accelerație. Acum, o să merg pe un drum downhill, la vale, da, în pantă. Îmi verific oglinzile, n-am pe nimeni în spate, am piciorul drept pe frână și controlez viteza de plasare a mașinii cu frâna. Acum sunt atent că sunt copii pe dreapta și mașina din direcția opusă este posibil să vină puțin spre mine, așa. Deci când merg downhill la vale, sunt atent tot timpul, controlez viteza de plasare a mașinii cu frână, da? Este foarte ușor să trecem peste limita de viteză dacă nu suntem atenți. O secundă, două și am putut ajunge la 45, deja am 40. Ok. Now, we are approaching a mini roundabout. Mă apropii de un sens giratoriu mic. Cum procedez? Oglinzi. Piciorul este deja pe frână. Apăs. Am selectat a doua, mă asigur în stânga. Cel din stânga trebuie să-mi acorde mie prioritate. M-am asigurat în stânga, preventiv să văd dacă ar fi venit cineva cu viteză. Ok, am verificat oglinzile și din nou selectez a treia. Limita este tot 40 de mile pe oră. Nu mai pot să merg cu 40 pentru că am mașină în fața mea și nu vreau să mă apropiu prea mult de el. Ce fac acum? At the roundabout, can you please follow the sign to M1 A41 Mill Hill, da? Follow the sign to Mill Hill. Urmăresc semnul spre Mill Hill. Deci este stânga la sensul giratoriu. Roundabout left, interior left, semnalul left, stânga. Frână ambreiaj, am selectat a întâia pentru că nu am vizibilitate în dreapta, am mașină în dreapta mea și acum am plecat. Deci fac stânga foarte simplu, da? Ok. Și acum urmăresc semnele și marcajele, da? Văd aici interzisa virală la dreapta, mă apropiu de un semafor într-o 110 iarzi și imediat o să văd semnul și sunt atent la semn. Ce o să-mi zică semnul? Mill Hill este dreapta a doua ieșire. De ce dreapta a doua ieșire? Că normal a doua ieșire este înainte, pentru că e trecut de ora 12, da? Deci dacă e trecut de ora 12, nu contează că e ieșirea 2, m-am poziționat pe dreapta. Și acum selectez dreapta 2, m-am asigurat, mă aflu pe banda 2, intru pe banda 2 și îs atent în stânga, da? Îs atent în stânga, pentru că de multe ori cel de pe banda în stânga face dreapta. Nu-i corect, dar se întâmplă. Bun, mi-am menținut banda 2, da? Mă asigur interior stânga, semnal stânga, am ieșit la a doua ieșire și acum imediat când e safe, revin pe banda din stânga, da? Deci dacă banda mea așa a mers, m-a scos pe banda 2, nicio problemă, nu m-am grăbit ca să intru în stânga, pentru că pe banda din stânga veneau mașini care au banda separată de sensul giratoriu, acolo ca și o centură. Da? După care m-am pus
turnă pe stânga. Acum, când procedez, add traffic lights, can you please turn left? La semafor merg la stânga. Semaforul este verde deja în momentul în care am zis să-și schimba pe roșu, da? Deci când este verde din depărtare, mă gândesc că este posibil să se schimbe pe roșu. Atât. Bun. Și din nou, când linia continuă, linia de stop, mi s-a ascuns puțin sub botul mașinii, automat eu m-am oprit. Dacă m-am oprit puțin prea în față, mă aplec puțin. Da? Nu spre în față, doar că zi eu înalt. Vreau să lăs scaunul mai jos. Ok. Bun. Deci înainte de a vrea la stânga, sunt atent în oglinda din stânga. Sunt bicicliștii care ar încerca să mă depășească prin stânga. Am intrat în stradă nouă, oglinzi noi, interior dreapta. Văd că vine o mașină din direcția opusă și un biciclist. O las ușor, este prioritatea mea față de ei pentru că obstacolul este pe partea lor de drum. Uite și vanul cum stă. Deci obligatoriu el trebuia să mă lase. M-a făcut să opresc. Thank you. Ok. Dar asta e, întotdeauna lăsăm de la noi pentru siguranță, da? Și acum turn right, interior dreapta, semnal dreapta. Am intrat cu treapta 2, dar fără să accelerez, eram cu 10 mile pe oră. Așa. Și acum, at the end of the road, can you please turn right? Verific, interior dreapta, semnal dreapta. Frână, ambreiaj, întâia înainte să ajung, foarte important, întâia înainte să ajung la capătul străzii, în ultimii 5 metri. Așa, am pregătit ambreiajul, mă asigur și am plecat. Pardon. Now, just after this bend, at the end of the road, can you please turn right? Da? Deci, imediat după curbă, la capătul străzii dreapta, interior dreapta, semnal dreapta, mă poziționez lângă axul drumului, am selectat, întâi mă concentrez pe volan acum, mă poziționez cât se poate de perpendicular pe capătul străzii, sunt atent, dreapta, stânga, dreapta, stânga, și am ieșit. Ok, now, other traffic lights, can you please turn right? La semafor merge la dreapta. Verific, interior, dreapta. Aștept să trec de strada din dreapta. Pun semnalul dreapta. Ambreiaj jos. Ok. Acum, trebuie să fac dreapta la intersecția în cruce, semaforizată. Da? Aici se folosește metoda dreapta cu dreapta. Da? Adică offside, offside. Right side, right side. Adică vanul trece prin spatele meu și eu prin spatele vanului. Sunt atent la mașina din față, trebuie să-i acord prioritate. Mai vine cineva, nu mă grăbesc. Aș fi putut să plec foarte rapid, dar să fii la examen să faci așa ceva, riști să-ți iei greșeală. Pentru că, poate să zic examinatorul, că l-ai făcut pe cel care merge din direcția opusă să ridice piciorul de pe accelerație. Nu este acceptabil nici măcar așa ceva. Da? Ok, semaforul este roșu, am verificat oglinzile și mă strădui să n-am pe nimeni în spate, deci mie îmi place să mă opresc, așa, da? Deci n-am pe nimeni în spate, n-am încurcat pe nimeni și am plecat. Acum limita este 50 de mile pe oră, accelerez, dar nu mai tare ca și mașina din dreapta mea. Dacă mașina din dreapta mea merge cu 45 de mile pe oră, nu merg mai tare ca și el. Nu am voie să depășesc prin stânga, doar prin dreapta. Așa. Now, can you please follow the sign to Watford? Watford este la dreapta 3 și semnul este acoperit de crengi. Așa că las să treacă mașina care este în dreapta mea, verific oglinzile, semnalizez. Așa. Mă poziționez pe banda din dreapta. Ok, și acum, dreapta 3 ieșire. Selectez dreapta 2, las să curgă ușor, mă asigur în dreapta, este liber. Imediat în stânga este prima ieșire. Acum am a doua ieșire, deja mă asigur interior stânga, semnal stânga. Și m-am poziționat de pe banda 2, pe banda 1 în stânga. Am biciclistul, las ușor,
oglind semnal dreapta. Am spațiu de depășire, da? Drumul este foarte larg. I-am dat aproximativ un metru jumate, doi, și l-am depășit, da? Deci a fost total corect și legal ce am făcut. Și acum, limita este 60 de mile pe oră. Deci aici avem National Speed Limit Supply, da? Am avut semnul mai în spate, mai n-am mai putut să zic că vorbeam de biciclist. Așa, deci dacă limita este 50, datoria 60, scuze, datoria mea este să merg cu 50 dacă drumul în fața mea este liber, da? Deci încet, încet mă apropiu de 50, mă aflu în treapta 4, rămân în treapta 4 pentru că este puțin la deal și vreau să am putere, motorul să tragă. Ok, acum se formează două benzi, deci începe dual cargie, pe dreapta se vede semnul cu linia neagră pe diagonală, da, semnul de limită națională de viteză. Limita este 70 aici. La fel, dacă limita este 70, nu am voie să merg mai încet de 50, da? Deci nu mai încet de 50. Așa. Now, can you please follow the sign to Edgeor? Deci Edgeor este la stânga. Și verific. Interior stânga. Semnalul stânga. Piciorul este pe frână. Am selectat dreapta 2. Am o mașină. Mă strădui să nu opresc. Și nu mai vine nimeni și am plecat. Mențin un metru de la bordură și am selectat a doua. Ok. Acum, din nou, limit linzile, piciorul este pe frână. Am selectat a doua, selectez a întâia și sunt obligat să mă opresc acum. Pregătesc ambreiajul. Este puțin aglomerat. Deci merg înainte a doua ieșire. Și am trecut de prima ieșire, m-am asigurat interior stânga și am pus semnalul stânga. Am ieșit, am oprit semnalul, am verificat oglinzile și am selectat a treia. Ok. Deci am observat cum am mers în sensul giratoriu rotund, da? Ok, acum turn right, please. Facem dreapta, interior dreapta, semnal dreapta, poziția exact lângă axul drumului. Selectez a doua pentru că nu vine nimeni din față. Intru frumos pe partea mea. Mă uit în strada în care urmează să intru pentru că este o stradă îngustă. Și acum vine un van. Ba nu, vine că s-o opri. Probabil să mă lasă pe mine. Ok. Dacă el nu s-ar fi oprit, m-aș fi oprit. Eu și-aș fi dat puțin în spate. Deci pur și simplu, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți când am intrat în intersecție. Și acum pe dreapta, sper că se vede, este semnul cu limita națională de viteză. Accelerez. Așa, selectez a cincea. Și acum când iese, mă pozez pe banda din dreapta, pentru că în stânga, da, am o bandă de accelerare, un slip road, și las camionul să intre. Și după ce trec de el, din nou interior stânga, semnal stânga, mai merg puțin pe banda mea, da? Deci am procedat la fel cum se procedează când mergi pe autostradă. Dacă te afli pe banda din stânga și cineva vine din stânga și vrea să intre în autostradă, atunci tu îl ajuți poținându-te pe banda 2. Asta am făcut eu acum. Ok. Now, can you please continue to follow the sign to Brain Cross, Central London? Aici e foarte important. Deci mie o să-mi indice semnul stânga, deci roundabout left. Banda mea este separată de sensul giratorului, deci mare atenție la marcaj aici. Și ce fac? Verific oglinzile, am piciorul pe frână. Aș putea cu a treia, dar merg cu a doua, că pentru voi. Și fiți atenți în față, nu este linia de giveaway, nu este, da, triunghiul de giveaway, da? Deci banda mea a fost separată de sensul giratoriu. Da? Deci nu a trebuit să acord prioritate, dar bineînțeles că am fost atent la cei din dreapta să nu cumva să treacă de pe banda lor pe banda mea. Ok? Sper că s-a văzut clar. Așa, acum să mă gândesc ce mi-a mai rămas de făcut, care ieșire n-am făcut-o. Bun,
traffic lights, can you please continue straight ahead? La semafor mergem tot înainte. Și am verificat oglinzile, am piciorul pe frână. Acum mă gândesc că reușesc și eu, că tocmai ce s-a schimbat verde. Pardon. Așa. Acum eu privesc cât pot eu de departe, în cel mai îndepărtat punct, și văd că semaforul este roșu. Am piciorul pe frână, am călcat ambreiajul și selectez a întâia. Merg puțin mai în față. Așa. Și m-am oprit. Bun. Frâna de mână scot pe liber. Dar nu pentru mult timp, semaforul se schimbă verde. A întâia ambreiajul la jumate, m-am asigurat. Ok. Now traffic lights left. Semafor stânga. Interior stânga, semnal stânga. Am selectat a doua, ambreiajul la jumate. Nu l-aduc sus de tot. A făcut puțin clutch control. Ok. Out. Can you please turn right, turn left? Și verific interior dreapta, semnalul dreapta. Selectez dreapta numărul 2, încă o dată oglind semnal, sunt atent în dreapta, vine un camion, dar este departe, trec de ieșirea 1, trec de ieșirea 2, mă asigur interior stânga, semnal stânga, mă asigur din nou, mă asigur, am ieșit, am verificat în dreapta, acum atenție, semnele, în stânga, în dreapta se vede semnul cu limita națională de viteză, semnul alb cu dungă neagră pe diagonală, limita este 60 de mile pe oră aici, accelerez, am ajuns la 50 de mile pe oră, mă aflu în treapta numărul 4, da? Și mențin pe cât pot în jurul, da? Acestei viteze. Ok. Din nou, acum o să merg până la sensul giratorul de lângă stația de petrol, petrol station, stația Peco, așa. Și o să fac dreapta trei ieșire. Deci limita este acum 70. Am intrat pe dual carriageway. Eu sunt cu 5-6 de mile pe oră, 5-7 este perfect, am selectat a 5-a. Și acum, roundabout, can you please turn right, exit number 3, towards Elstree. Deja văd semnul, deja văd Elstree, interior dreapta, deci dreapta trei ieșire, semnalul dreapta. Așa. Am piciorul pe frână. Încă nu am apăsat ambreiajul, da? Deci interior dreapta, semnal dreapta. Acum apăs ambreiajul, selectez a doua și am plecat. Vine un van din dreapta, dar era departe. Am trecut de prima ieșire. Acum trec de a doua. Interior stânga, semnal stânga. Și mai aici când ies, dacă cunosc zona, nu mai are rost să intru pe banda din stânga, se vede pe cameră, banda din stânga te obligă doar la stânga, la Centennial Park. Da? Deci nu are rost să mai intru în stânga. Dar dacă nu știu, intru în stânga și când e safe, intru înapoi în dreapta. Roundabout and right, second exit, interior, dreapta, semnal dreapta. Am trecut de prima ieșire, interior stânga, semnal stânga. Și mă asigur, ca ceva n-am ce să fac, mă asigur. Așa, și m-am păzit în dreapta pentru cel care ar fi încercat să-mi taie calea prin dreapta. Ok, acum, can you please turn left, interior stânga, semna stânga. Așa. Văd că vine o mașină din direcția opusă, deci meeting approaching traffic. A întâia, mă strădui să nu opresc, îmi place să nu opresc, da? Așa. L-am văzut din timp, a redus din timp, nu m-am apropiat de mașina parcată, l-am lăsat să treacă și am continuat. Ok, la fel procedez dacă vine cineva din direcția opusă și acum. Verific oglinzile și mă retrag, dacă am unde să mă retrag, dacă nu rămân în mijlocul străzii și se retrage el. Cum ar fi aici, ar trebui să se retragă el. Take the first road to the right, please. Interior dreapta, semnal dreapta, este o mașină în dreapta. Nu am treabă cu ea, nu vine nimeni în direcția opusă, am selectat a întâia ca să am timp să privesc în strada în care intru. Și am intrat cu a întâia, am accelerat și am selectat a
am selectat a treia. Now, end of the road, can you please turn left, capătul străzii stânga, interior stânga, semnal stânga, piciorul pe frână. Am selectat antea, mă plec în față, nu mă grăbesc, în dreapta nu se vede deloc. Și atunci ce fac? Ies puțin câte puțin și mă tot asigur. Ok, nu vine nimeni și am plecat. Now, end of the road right, interior dreapta, semnal dreapta, piciorul pe frână, selectez, am deja selectat antea. Încă o dată, am mașini în stânga, în dreapta liber, pregătesc roundabout left și după aceea roundabout left, așa. So we are approaching two roundabouts very close to each other, first roundabout left, second roundabout left. Ne apropiem de două sensuri giratorii, foarte aproape unul de celălalt. La primul mergem la stânga, la al doilea stânga. Ok. Văd din nou semnul cu limita națională de viteză, semnul alb cu dungă neagră pe diagonală. Deci știu că limita este 70. Am selectat a doua, am făcut stânga. Ok. Și acum, din nou văd aici, îmi reamintește limita. Din nou văd semnul pe stânga care îmi spune că mă intersectez cu un drum secundar, cu un slip road în stânga și vreau să-i ajut pe cei care vin din stânga, așa că mă pusesc pe banda din dreapta, banda numărul 2. Așa. Aștept până ce trec, da, de slip road, de banda de accelerare din stânga. Și acum din nou limita interioară stânga, semnal stânga. Nu mă grăbesc treptat, revin înapoi pe banda mea. Da? Deci am făcut lucrul ăsta ca să-i ajut pe cei care veneau din stânga să intre pe dual carriageway. Din nou limita s-a schimbat de la 70 la 60 pentru că s-a terminat drumul cu două benzi dual carriageway și a început single carriageway, da? Se vede aici pe stânga semnul. Ok. Now we are approaching a roundabout. At the roundabout, can you please turn right? Exit number 1, 2, 3. Third exit. Deci, I will follow the sign to Harrow, Stanmore, da? Deci merg înspre Stanmore, Harrow. Ok, deci eu acum nu accelerez, nu apăs frâna, nu apăs ambreiajul, da? Și acum verific oglinzile, semnal dreapta, mă aflu în dreapta 4, pun piciorul drept deasupra pedalei de frână, o apăs, acum apăs ambreiajul, selectez a doua, mă asigur în dreapta, este liber, am intrat cu 14 mile pe oră în sens și acum trec de prima ieșire, eu merg la a treia, îmi mențin poziția mașinii între marcaj, da? Și acum trec de a doua ieșire, mă asigur interior stânga, semnal stânga și am ieșit. Sper că s-a văzut bine pe cameră. Ok. Și acum din nou aici oglinzile. Deci l-am abordat sensul acesta din toate direcțiile care se folosesc la examen. Acum o să mergem spre Elstree, o să merg spre casă ca să editez filmulețul. Și acum, turn right, third exit, interior dreapta, semnal dreapta. Piciorul pe frână, ambreiajul jos, am selectat a doua, m-am asigurat, las ușor. Bun. Mă asigur interior stânga, semnal stânga, am fost atent la biciclist. Din nou am verificat oglinzile, interior dreapta, am accelerat, am selectat a treia pe dreapta, pentru că am zis dreapta. Aici sunt două benzi la intrarea în sens, stau pe banda numărul 2. Intru în sens cu semnal dreapta, am selectat a doua, am trecut de prima ieșire, acum trec de a doua, mă asigur interior stânga, semnal stânga și am ieșit. Ok. Bun. Acum să mergem încă o dată dreapta a doua ieșire, deci roundabout turn right, second exit, spre Mill Hill, interior dreapta, semnal dreapta. Poziția pe banda din dreapta, pe banda 2, pentru că ieșirea este trecută de ora 12. Am selectat dreapta 2, este liber din dreapta, intru pe banda 2, că m-am aflat pe banda 2,
Sunt atent în stânga, am trecut de prima ieșire, spun semnalul stânga, sunt atent la banda din stânga, nu intru pe banda din stânga pentru că este o bandă separată, este ca și o centură. Am accelerat, am semnalul pus, mă asigur și m-am pus pe banda din stânga, da? Deci nu este nicio problemă dacă nu pot să schimb banda în stânga imediat ce am ieșit din sensul giratoriu. Foarte important să-i arăt examinatorului intenția de imediat. Acum, deci, roundabout spre Elstree, straight ahead, second exit. Oglinzi, am o mașină în spate, sunt atent la frână. Mențin stânga, banda este mai lată. Aici nu sunt obezi, doar o bandă, dar e mai lată. Așa că am păstrat partea stânga benzii. Da? Fac bucla pe exterior, am trecut de prima ieșire. Am ieșit din sens că eram pe stânga, am ieșit pe stânga. Așa, acum imediat interior, dreapta, semnal dreapta, mă pozez pe banda dreapta pentru că nu vreau să merg la stânga. Roundabout right, second exit, interior dreapta, semnal dreapta și am ieșit. Interior stânga, semnal stânga, dreptat, dreptat, revin înapoi în stânga. Perfect! Bun, deci, încă o dată, ce am făcut în acest filmuleț? Am abordat sensul giratoriu pe aici din Elstree, de lângă stația Pecco Esso, da? Și am abordat sensurile giratorii din Edge or Stanmore, de lângă McDonald's. Ok? Mulțumesc frumos că m-ați urmărit și dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți filmulețe, ca să mă încurajați și pe mine, știi, ca să nu fac să vorbesc singur degeaba. Așa. Dați like, share and subscribe. Mulțumesc, o zi frumoasă. Bye!